Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri. Eu sunt Oana Maxim. Iar eu sunt Cristian Tofan. Și de această dată avem alături de noi o parte din echipa Tineri către Tineri a radioului. Ei sunt veniți aici, vă spun așa pe scurt, într-o caravană a tinerilor, vizitează 3 județe ale Moldovei în care strâng interviuri și fac materiale pentru Radio Trinitas. Dragi telespectatori, aș vrea ca ei, mai întâi pentru a-i cunoaște, să se prezinte, să ne spună, pentru început, cu ce se ocupă. Bună ziua, mă numesc Cosmin Cojoc, sunt la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, fac parte din această frumoasă echipă, Tineri către Tineri, și mă simt onorat să fiu astăzi aici. Eu sunt Cosmin Teodor Cotos, sunt absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și deși am terminat, să spunem, acest parcurs academic, încă sunt în febra examenelor, dar mă simt deosebit de onorat pentru cea de-a doua invitație la emisiune și aștept să discutăm lucruri provocatoare, interesante. Bună ziua, numele meu este Muntean Mihail, eu sunt la Facultatea de Automatică și Calculatoare, trec acum anul 4, o să fie foarte fain cu licența și abia aștept. Bine v-am găsit și mulțumim de invitație, eu sunt Justinian Tincu și sunt absolvent al Facultății de Litere și al Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Pe viitor, nu știu, urmează poate din toamnă, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă înscriu și eu la master și să continui studiile. Iată, 4 voluntari din medii de învățare diferite, dar ceea ce vă leagă este că sunteți tineri. Haideți să vedem, ce faceți voi ca tineri? Cum vă petreceți tinerețea? Justinian. Așa cum am zis, am absolvit 2 facultăți. Studenția mea s-a bazat mai mult pe studiu. Mergeam la bibliotecă aproape zilnic. Mai ieșeam și cu colegii, mai mergeam la o partidă de fotbal, la basket, la ce mai ieșim noi, ce mai facem. Și pe lângă studiu, să nu credeți că am stat totuși în continuu și am citit, mai fac și lucruri, cum ar fi, fac parte din echipa de radio a emisiunii Tineri către Tineri, Radio Trinitas, mai cânt și la o biserică, deci mă ocup și cu alte activități. Am înțeles. Mihail? Eu, în timpul liber, am mai cântat pe la coruri, diferite coruri, de la Facultatea de Teologie, prin campus, chiar și la facultate am avut un cor. Și, în afară de acest lucru, am mai mers prin drumeții, așa, activități în aer liber. Pe lângă activitatea de studiu, bineînțeles că rămâne foarte mult timp liber, să spunem, deși foarte mulți colegi nu ar fi de acord cu mine, dar am văzut că pe măsură ce vorbesc cu oameni mai înaintați în vârstă, ei spun că să mă bucur de timpul liber pe care l-am acum, deci aparent timpul liber scade odată cu înaintarea vârstă. Desigur, de la activități precum cele lui Mihail, drumeții, cântări, am încercat să îmi fac în acești 4 ani de zile și un program de studiu individual care să nu fie neapărat, să nu se concentreze neapărat pe chestiuni de drept, ci pe chestiuni care erau menite să îmbogățească diferite aptitudini, diferite cunoștințe care fac parte, până la urmă, din cultura generală și din, să spunem, erudiția fiecare dintre noi. Într-adevăr, pe lângă studiu, mai trebuie să vină și relaxarea, mai trebuie să te dezvolți pe tine și da, asta am încercat până acum, am încercat să mă dezvolt pe mine, să devin o versiune mai bună a mea fiecare zi care a trecut, nu știu cât mi-a reușit, dar sper ca timpul pe care o să-l am de acum să-l valorific. Pentru că este o emisiune dedicată tinerilor și pentru că am și denumit această ediție Perspective Tinerești,
O să vă întreb care sunt provocările cu care voi vă întâlniți zi de zi și nu mă refer aici la facultate, ci provocările voastre personale, provocările care, nu știu, vă țin treci noaptea, care vă pun tot felul de semne de întrebare, pentru care vă simțiți așa în tot felul de căutări. Fie că sunt pozitive sau negative. Corect. Nu cred că se rezumă la căutări, se rezumă de fapt la ceea ce vrem noi să știm și la ce vrem noi să aflăm. Căutările noastre, cel puțin ale mele, sunt dintre cele mai diverse, de la a învăța, nu știu, despre literatură, despre mari autori, dar nu pot spune numai la astfel de lucruri, ci se rezumă, din perspectiva mea, și la cum să joci fotbal corect, cum să fii cel mai bun. O întrebare provocatoare. Exact cum mi-am dorit, nu-i așa? Da. Problemele sunt multe. Nu știu dacă toate au provocat nopți nedormite sau gânduri, să spunem, aprofundate sau nu le-am acordat eu suficient de multă importanță. Sunt multe probleme, mai ales în rândul nostru, al tinerilor, care facem parte, până la urmă, din generația milenară, adică celor care s-au născut după 1990 și care acum, fiind la această vârstă, să spunem, a tinereții, luăm decizii extraordinar de importante atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru. Iată, de exemplu, o problemă, mă lansez, lipsa de responsabilitate. Și lipsa de responsabilitate, când spun lipsă de responsabilitate, nu mă refer neapărat la responsabilități de tipul merg să spăl vasele sau merg să fac ceva prin casă. Sunt chestiuni minore, deși importante și ele. Mă refer la o lipsă de asumare a realității din jurul nostru. Ce căutăm deseori să fugim de realitate, să nu privim problemele în ochi. Dacă tinerii din perioadele, să spunem, apuse, trecute, aveau responsabilități extraordinar de mari, de mici, și ajungând la vârsta noastră, să spunem, deja erau pregătiți să dea piept cu viața, astăzi se pare că lucrul acesta este din ce în ce mai dificil și nici nu suntem foarte încurajați. Nu suntem foarte încurajați să luăm, să privim viața în ochi. O altă problemă pe care am văzut-o este plictisul general. Plictisul care acaparează pe toată lumea, nimic nu ne mai mulțumește, trebuie ceva mai nou, mai bun, ceva mai palpitant. Ni se servesc imagini de-a gata, cititul a devenit greu, cititul a devenit obligatoriu. Multe lucruri s-au schimbat și am putea continua tot așa mai departe, dar când mi-ai spus de probleme, m-am gândit la lucrurile acestea prima dată. Dar ar fi și provocări pozitive în viața ta de tânăr? Sigur că orice orice ambiție și orice țel de care te ții prin voință, prin disciplină, care e un lucru extraordinar de important, și prin motivație, devin provocări pozitive. Bine, probabil ai vrut să subliniez faptul că am mers așa mai mult pe negativism, nu? Exact, eu sunt mai pesimist, am zis și la emisiunea trecută, țin minte că am zis, sigur. Dar bineînțeles că există și provocări pozitive, dar contează extraordinar de mult cum le privești și în unele dintre ele ai nevoie de ajutor, e foarte important lucrul ăsta. Asta e un alt lucru negativ pe care v-am să zic. Credem că putem să facem lucrurile singuri și că putem să ne descurcăm singuri. Și chiar dacă suntem înconjurați de persoane, de cele mai multe ori toți singuri rămânem, pentru că avem această perspectivă asupra vieții. Sunt unele lucruri, de exemplu, uite, viața duhovnicească. Un exemplu de bază, ar spune, chiar nu pot singur. Nu s-a putut niciodată și nici nu se va putea singur fără îndrumarea unui duhovnic, de exemplu. Deci provocări pozitive există atât timp cât știm să le privim și știm să facem față, să le facem față. Se plâng oamenii mari de noi că nu mai avem rigoarea pe care o aveam și înainte, pe care o aveau ei înainte. Ei făceau armată, făceau diferite activități când erau ei mici și apoi au crescut oameni riguroși, serioși, care sunt stăpâni pe ei.
Asta o văd ca o provocare și pentru mine. Timpul meu trebuie să mi-l organizez extrem de bine, să mulțumesc lumea în sensul de dacă eu reușesc și ceilalți se bucură pentru mine și eu mă bucur pentru mine. Eu mă gândesc că eu cel puțin, persoana mea, tindem să ne programăm foarte mult ceea ce facem și să nu mai trăim prezentul, să nu ne mai bucurăm de prezent, de studenție, de anii, tinereții. Și programându-ne lucrurile acestea, eu zic că este și un beneficiu pentru că trăim după un program bine stabilit, dar ne și stresăm noaptea, nu mai dormim și trăim așa într-o oarecare dezordine, haos. Dezordine, exact. Chiar dacă avem totuși un program. Că tot a amintit Cosmin Teodor de generația milenară, cum vedeți voi această generație la maturitate? Pentru că avem câteva lucruri care se diferențiază, după cum spuneai, de generațiile anterioare și cum vom fi noi la maturitate? Ar fi, m-ar interesa foarte mult răspunsurile voastre. Să-i dăm ștafeta lui Cosmin Teodor. Indiferent de cum am pornit în viață, ca indivizi, cred că ajungi într-un punct la maturitate, viața, prin provocările ei, ne forțează până la urmă să dăm piept cu realitatea. Acum, ceea ce pe mine mă îngrijorează este, sau sunt, oamenii care se pierd pe drum. Există un motiv pentru care, de exemplu, rata deceselor cauzate de depresie a crescut considerabil în ultima perioadă și specialiștii spun că va întrece la un moment dat și decesele cauzate de bolile cardiovasculare. Deja au depășit pe cele cauzate de cancer. Deci lucrurile sunt destul de îngrijorătoare. Deci nu mai dau cuvântul pentru că... Sunt extrem de pesimist, nu sunt pesimist, sunt chiar optimist, în sensul că, și cu o oarecare dos de realism, în sensul că îngrijorarea mea cea mai mare îi privește pe acești oameni și felul în care noi vom fi capabili să găsim un antidot la acest fenomen al depresiei, pentru că cred eu că ea are drept cauză tocmai această lipsă de asumare a lipsă de voință și de asumare a realității. Bineînțeles, cauza proximă este depărtarea de Dumnezeu. Dar, iată, e foarte... Atât clerul cât și credincioșii au o provocare extraordinar de mare în ceea ce privește problema aceasta a depresiei și a lipsei de asumare. Deci, cum îi văd la maturitate... Îi văd ca pe orice persoană care are o familie, care are copii, care până la urmă, vrând nevrând, tot trece, tot răzbește prin viață, dar, din nou, mă repet, trebuie să vedem cum facem să-i ajutăm și pe cei care nu pot ajunge în acest punct și se pierd pe drum. Poate au calități sau abilități diferite? Ajungi la maturitate, trecând printr-o astfel de generație, poate a tehnologiei, ajung oamenii să fie mai inteligenți pentru că au un dispozitiv mobil? Ce părere, Mihai, tu ești specialist. Mulțumesc. Oamenii pot să ajungă mai bine, dar trebuie să folosească numai în scopuri bune. Adică noi avem toate aceste posibilități, cea mai mare fiind internetul, dar tot noi putem să alegem să-l folosim greșit. Și atunci nu o să ne mai fie bine. Mulțumesc. Eu, dacă tot a zis Justinian de faptul că ne programăm foarte mult viața, o să vă întreb așa, cu siguranță fiecare dintre voi și-a plănuit la un moment dat așa pe minuțele, pe luni, viața. Și
practica, viața reală ne-a arătat că nu prea ajunge acolo. Cum faceți să vă angrenați totuși în realitate? Că teoria e teorie și facem niște planuri așa, dar bănuiesc că trebuie să aveți așa și niște pârghii prin care să vă trageți înapoi la realitate. Justinian? Hai să vedem, Justinian. Da, eu tind să-mi programez ceea ce voi face și, cum spuneam, nu trăiesc foarte mult prezentul, nu pot să mă bucur într-adevăr de prezent, tocmai pentru că mă stresez, tot timpul sunt stresat. Uneori, acum înainte de licență, de examenul final, visam noaptea că îmi cade părul sau că tot felul de vise de felul ăsta, tocmai pentru că mă stresez și îmi programez ceea ce voi face. Pe de o parte, să știi că este foarte bine, pentru că știu concret, băi, în perioada respectivă voi fi plecat în cutare loc sau în perioada respectivă voi sta și mă voi bucura de timpul liber sau voi avea sesiunea de examen. Și de aceasta spun că este bine pe de o parte, dar pe de altă parte nu este bine tocmai pentru că nu trăim cum trebuie prezentul și nu ne bucurăm de anii de studenție. Și n-ai găsit nicio metodă încă care să te eliberezi așa de stres? Încă nu. Deși plimbările în aer liber îmi fac foarte bine și prefer seara să mai ies într-o plimbare până la Metropolie și înapoi sau prin parc, prin copou, prin... Legat de program, ai lansat o altă provocare foarte bună. În sensul că am trecut și eu prin această experiență a programării la minut și nu este foarte eficientă. De ce? Pentru că noi tindem să ne descurajăm extraordinar de tare în momentul în care nu reușim să respectăm programul. Așa încât eu am apelat la o altă metodă, în sensul că îmi programez într-o anumită perioadă de timp mai largă ce anume doresc să înfăptuiesc, ce anume doresc să fac. Deci nu neapărat la minut, la oră. În așa fel încât programul meu să fie unul flexibil, dar totuși eficient. Și în felul ăsta evit să mă descurajez atunci când nu ajung la timp undeva sau se întâmplă ceva și trebuie să amân un anumit lucru și mi se pare mult mai ok. Cred că un program bine făcut, chiar foarte bine făcut, nu te va arunca în prăpastea aceasta a netrăirii prezentului. Un program bine făcut, cred că din contră, îți oferă foarte multă flexibilitate, întrucât știi foarte bine ce ai de făcut, te ancorează mai bine în realitate, că tot am vorbit despre lucrul ăsta, și te ajută, îți rănește și motivația, pentru că pe parcurs ce înaintezi și tot umpli căsuțele, ești mai motivat să mergi mai departe și în același timp îți susține disciplina, pentru că nu te lași... Nu amân lucrurile, doar pentru faptul că ai trecut de 1 minutul 25 din program. Cosmin, și tu îți programezi? Nu, eu nu îmi programez așa la minut, la secundă, tot ce am de făcut, dar îmi programez, gen dacă plec într-o călătorie, da, îmi programez cum, ce vreau să vizitez. N-am ajuns încă la stadiu să îmi programez la secundă și să bifez acolo căsuțele. Nu cred că se rezumă viața la căsuțe bifate, ci se rezumă la a ne bucura pe noi. Dar răspunsul la întrebarea ta scurt și la obiect, nu fac program la secundă dacă nu-mi ieși ceva, dar mai am chestia asta, adică, nu știu, la, spre exemplu, zic că la 3 și 10 minute mă apuc să, nu știu, să citesc și trece 3 și 10 minute și nu mai apuc să citesc, la 3 jumătate mă apuc, dar, nu știu, nu văd rostul la un program la acest fel la secundă, pentru că nu ne ajută. Cel puțin pe mine nu mă ajută, pentru că nu sunt o persoană foarte nu punctuală. Nu sunt foarte atent la micile detalii și ratez intrările. Totuși, ce te împiedică să nu citești la timp atunci, în minutul respectiv? Că poate fi și în asta o provocare. Încep luni dieta și lunea viitoare și lunea viitoare. Ce mă încurcă, nu cred că... Da, mă încurcă telefonul. Opa. Din buzunar. Dacă stau 10 minute, de fapt se transformă în sfert de oră. Mm-hmm. Și de la sfertul de oră mai pun 5 minute, ajung la 20. Și după aia, la 20 minute, acum mai nou am început să-mi pun alarmă. Pun alarmă la 20 minute, gata, stop, închid telefonul.
Și na, mă mai duc în cameră, mai îmi las și jumătate să facem. Deci, alarme care ai trecut pe toate. Nu, îmi pun alarmă pentru că știu că stau foarte mult pe telefon și încerc să mă desopeșnez chestia asta și nu e cea mai plăcută perioadă. Deci antidotul este tot pe telefon. Exact, exact. Dacă vrei să scapi de el, deci tot... tratează singur cum ar veni. Mihai, tu cum îți organizezi timpul? Ai nevoie de organizarea timpului? Mă gândesc cu o zi înainte puțin așa ce aș vrea să fac în ziua următoare. Nu programez activitățile, dar trebuie să îmi fac un plan ca ziua următoare să funcționeze, să fie foarte, foarte bine. Și dacă ratez și nu fac ceva, nu este o mare problemă. Dar de obicei, faptul că știu ceea ce vreau să fac mă ajută foarte mult, indiferent că nu este programat. Sunt anumite lucruri care te împiedică și pe tine, la fel ca și Cosmin, să nu îți îndeplinești un obiectiv din organizarea zilelor? Eu las puțin așa lucrurile pe ultima sută de metri. Încă-mi funcționează să le și fac la timp. Dar în afară de asta, cum am spus, pericolul internetului. Deci internetul, chiar dacă studiezi internetul, tot este un pericol, da. După cum spui tu. Noi acum vom lua o scurtă pauză de publicitate, dar ne vom întoarce cu acești patru tineri să discutăm perspective tinerești. Dragi telespectatori, am revenit. Alături de noi sunt Cosmin Teodor, Mihail și Justinian, pentru că tot ne-ai lansat în prima parte a emisiunii provocarea cu responsabilizarea și, să zicem, asumarea tinerilor. Vreau să vă întreb pe voi dacă vă asumați toate activitățile pe care vi le luați și dacă nu, când conștientizați, cum acționați? Pe parcursul tinereții. Să începem așa. Care încă nu a trecut. Exact. Ne angajăm în diferite procese, să spunem așa, și de foarte multe ori ne descurajăm, cum ziceam mai devreme, atunci când nu reușim să ne ținem de ele, să fim parte din ele, așa cum ne-am propus inițial. Deci cred că unicul sfat pe care pot să-l dau momentan în discuție este să nu deznădăjduim atunci când nu ne putem menține, când vedem că mai dăm rateuri, să spun așa. E foarte important, pentru că contează, din păcate, suntem supuși de multe ori inerției și dacă avem o inerție negativă, de cele mai multe ori ajungem să ne lăsăm controlați de ea și atunci nu mai facem nimic în regulă și ajungem să pierdem foarte mult timp, foarte mult timp, timp prețios pe care nu o să-l mai avem, sau pe care l-am pierdut deja. E în spate. Pe de altă parte, dacă suntem motivați și avem mici reușite și înțelegem să ne bucurăm de ele, atunci și provocările mai mari ne le vom asuma și vom reuși să le ducem la bun sfârșit. Cam atât momentan în discuție, dar poate că ne va lăsa și Mihail de Mihail, măsură. Tu cum reacționezi când... Să zicem, nu poți să duci la bun sfârșit o chestie și poate nu te simți la fel de responsabil. Care este reacția ta? Când nu poți să duc la bun sfârșit o activitate, se întâmplă. Și întotdeauna poți, de cele mai multe ori, poți să repari acest lucru. Trebuie doar să te străduiești puțin mai tare. Și dacă nu-mi iese o chestie, încerc. Mai încerci, nu? Mai încerc. Perseverența. Nu te deznădăjdești. Nu mă deznădăjdești. Justinian, tu ce ne poți spune? Eu aș spune aici de examenele de la facultate, că uneori se întâmplă să avem și restanțe. Și nu trebuie să deznădăjduim. Dăm examenul în sesiune, dacă se întâmplă să nu luăm, pentru că n-am învățat cum trebuie sau... Am învățat, dar am fost nedreptățiți, cum mai spunem noi. Mergem în restanță, învățăm mai mult. Mai mergem la biserică, ne mai rugăm, că ne ajută și Dumnezeu, dar o chestie Dumnezeu dă, dar nu pune în traiță de asta. Noi trebuie să învățăm, să fim noi conștiincioși, să conștientizăm că de noi depinde, noi suntem acolo la examen și trebuie să dăm tot ce avem mai bun.
asta cu examenele. Continuând în aceeași idee, o să răspund și tu, Cosmin, voiam să adaug faptul că ni se reproșează de foarte multe ori că suntem așa, cu capul în nori. Și asta vine în general de la cei mai mari. Te-ai întâlnit și tu, Cosmin, și ceilalți mai apoi? Da, m-am întâlnit cu acest cap în nori, cum ai spus. Dar, da, din punctul meu de vedere, conflictul ăsta dintre generații, că mama sau bunica mea a prins o perioadă, noi am prins altă perioadă, ei au prins o perioadă puțin mai, care îi strângea, îi constrângea la anumite lucruri, pe noi avem o perioadă mai libertină, libertinajul tineresc, dar nu cred că, eu nu mă consider o persoană cu capul în nori și cei din jurul meu nu-i consideră persoane cu capul în nori. Nu înțeleg termenul ăsta cu persoane cu capul în nori, poate sunt mai dezorganizați, poate avem alte căutări și poate alte așteptări, dar fiecare e liber să aibă căutările sale, să aibă hobby-urile sale. Deci nu o percepi ca pe o lipsă de responsabilitate sau seriozitate atunci când ți se zice? Nu o percep, pentru că am spus și mă repet din nou, fiecare persoană este liberă să aleagă ce vrea să facă. Iar răspunzând la întrebarea dinainte, Oana, mi-a venit acum un mic exemplu de responsabilitate și dat un bară și cum revenim noi, ne redresăm. Țin minte că în momentul în care am intrat în aceste activități cu tineri și așa, făceam voluntariat la un centru de tineret al Metropoliei, undeva din județul Neamț. Și vineri seara trebuia să termin un filmuleț de final de tabără și fiind obosit am preferat să adorm. Iar dimineața când trebuiau să prezentăm filmulețul, să plece copiii, n-aveam filmulețul. N-aveam filmulețul. Și na, a început coordonatorul de tabără să țipi, să facă scandal acolo, că de ce nu, mi-a fost un nu știu. Dar am rezolvat. Da, m-am redresat cumva, aveam fotografiile selectate pentru filmuleț și am dat din programul... Doar play, nu? Nu, i-am dat slideshow din... Okay. Și am pus muzică din telefon, dar a fost ok, nu a zis nimeni nimic. Ai găsit o soluție, exact. E bine, după această întâmplare, cred că totuși ai meditat puțin totul... Am meditat și mi-am luat responsabilitățile în serios. Pe cât am putut să nu mai dau în bară. Cosmin. Legat de conflictul acesta între generații, e un subiect și acesta foarte stufos, dar așa este și nu ar trebui să ne mire faptul că între noi și părinții noștri există diferențe aproape fundamentale de percepere a vieții în general. Chiar dacă am fost, să spunem, educați și învățați de ei. Dacă, nu știu, probabil și voi ați observat că mai degrabă se înțeleg bunicii noștri cu părinții noștri decât înțelegem noi cu părinții noștri. Lucru care dovedește, într-un fel, faptul că trăind în aceeași perioadă și formându-se cumva în perioade similare, conflictul de generații este mai accentuat la noi decât la ei. Și atunci se lansează întrebarea cum anume facem față acestui conflict. Cred eu cu multă răbdare și cu foarte multă înțelegere și că nouă ne revine de fapt acum pe responsabilitatea să înțelegem pe ei și nu neapărat invers. Nu trebuie să aruncăm tot timpul, că vorbeam de responsabilitate, asumarea pe umerii altor persoane. Că tu nu mă înțelegi pe mine, dar de ce ar fi să te înțeleg eu pe tine? Uite cum schimbăm perspectiva și asumându-ne această realitate, putem să atenuăm foarte multe conflicte. Va fi foarte greu, este extrem de greu, mai ales când avem de-a face, nu știu, cu personalități mai vulcanice, mai tari. Dar nu este imposibil. Și având în vedere că avem și acest elan al tinereții și forța aceasta care ne caracterizează, până la urmă, la această vârstă, forță pe care nu o vom mai avea ulterior, avem capacitatea de a afla cum era înaintea, să aflăm istoria, iată, istoria modernă, să vedem în ce condiții au trăit părinții noștri, ce s-a întâmplat pe atunci, să citim un roman,
iată, nu degeaba formau și formează în continuare romanele oamenii. Aflau cum este viața în secolul 17, în secolul 18, în secolul 19, pentru că autorii tot timpul își, afară de, bineînțeles, romanele fantastice, tot timpul se inspirau din realitate și prezentau realități sociale. Și exemplele pot continua, dar cred că ar trebui să ne asumăm noi această responsabilitate. Mihail, ai avut și tu parte de conflictul generațiilor? Despre conflictul generațiilor nu pot să spun prea multe din propria experiență. Eu am fost binecuvântat cu părinți foarte, foarte, foarte buni. Dar din ce am văzut, din ce am auzit, într-adevăr, înțelegerea trebuie să vină mult și din partea noastră. Nu doar din partea părinților sau a adulților. Deci nu e cazul victimizării. Nu. Justinian? Eu mă gândesc la cum îmi voi înțelege eu copiii atunci când voi fi părinte. Nu știu, acum mie poate mi este greu să înțeleg părinții de ce nu sunt în pas cu tehnologia, cu moda, dar mă gândesc cum va fi oare când voi fi eu părinte. Uneori mă îngrozesc, alteori spun, băi, lasă că mă voi adapta, dar nu știu, vedem ce va fi de asta, nu... Conflictul între generații a fost și va fi, tot timpul va fi această diferență între generații, pentru că tot timpul vom evolua. Dacă suntem la capitolul familiei, haideți să vedem care este rolul familiei în formarea noastră, a tinerilor. Clar, familia ne dă o educație, părinții ne ajută de mici, ne cresc, ne formează, ne... Ne educă și ne dau niște valori, ne duc pe niște drumuri, ne direcționează. Și de aceea, de cele mai multe ori, copiii tind să-și urmărească părinții, să urmeze aceeași carieră, băiatul de obicei ca a tatălui, fetița ca a mamei. De aceea spun că familia are totuși un rol în acest sens. Mihail. Noi începem de mici, de mici și imităm pe părinți. Așa că ei sunt cei mai importanți pentru noi, mai ales cum e și expresia, cei 7 ani de acasă, primii 7 ani de acasă, aceștia ne formează. Apoi ne formează societatea, dar familia, în ea creștem și ea ne ajută pentru viitor, cum ne formăm noi conștiința, cum creștem noi moral. Deci vei fi și tu un părinte foarte, 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 foarte bun. Așa sper. Cred că familia, ca să aduc completări la ce au spus băieții înaintea mea, lucrul care sunt total de acord, cred că familia constituie și o ancoră extraordinar de bună și esențială în viață, în sensul că pe orice drum am pășit, la un moment dat avem unde să întoarcem în cazul în care avem nevoie. Îmi vine în minte acum, de exemplu, parabola fiului risipitor. Iată, familia a fost locul unde el s-a întors și a găsit liniștea și iertarea. Deci, în acest sens, cred că ar trebui să ne prețuim un pic mai mult, știi, în afară de Mihail, tu oricum îi prețuiești foarte, foarte, foarte tare. Dar ar trebui să investim mai mult în familiile noastre, să investim timp, să nu fim egoiști, să privim doar din perspectiva noastră lucrurile, să privim lucrurile și din perspectiva lor și să discutăm pe marginea acestui lucru. Deci, ce să mai spun, familia nu numai că are un rol esențial, este ceva inevitabil, ceva fundamental în viața unei persoane, lucru care ne arată și tendințele de astăzi de a va ataca această instituție a familiei. Dar asta este altă discuție, așa încât voi pasa microfonul la... Da, familia este primul mediu în care noi intrăm, primul grup de prieteni în care noi intrăm și de aceea este esențial, zic. Pentru că dacă noi nu suntem integrați corect în acel grup, în acea familie, și tot timpul vom fi priviți de frații mai mari ca de ce ai mai venit și tu, care-i rolul tău aici, nu ne vom putea dezvolta, nu ne vom putea găsi pasiunile
și niciodată nu vom fi stăpâni pe sine, adică să iau eu o decizie cu mine însumi. Totdeauna vom depinde de ceilalți, deci familia are un rol, mă repet, esențial. Că tot mi-ai pasat mingea la fileu și ai zis și de grupul de prieteni, vreau să vă întreb și de grupurile voastre de prieteni. Vă situați între niște prieteni maturi, între niște prieteni cu perspective, să zicem, înalte în viață? Sau cum vă alegeți prietenii și cum alegeți în grupurile din care faceți parte? Că deja e arhicunoscut că și aceștia au o destul de mare influență asupra noastră. Cum facem cernerea prietenilor? Au, Ana, au. Ai pasat bine, ai dat pasul bun. Grupul meu de prieteni este unul dintre cele mai vaste. N-am un grup de prieteni stabil cu care ies la berii, care ies la fotbal. Am prieteni diversi, dacă nu știu cum să le spun corect. Nu s-a produs încă cernerea? Nu, cernerea s-a produs, dar mă refer că nu e un grup bine închegat, bine stabilit. Nu e un grup cu care să fac anumite chestii împreună. Sunt prieteni așa... Răsfirați, exact. Nu am un grup compact de prieteni cu care să facem tot împreună, dar na, mi-ar plăcea. Prietenii mei, în general, vin din asociațiile de tineret, de acasă, cu care mai ieșim seara, de la facultate, da. Mediile în care îți petreci. Exact, exact. Nu e un grup, mă repet din nou, nu e un grup cu care ieșeam când eram mici. Știți că aveam toți grupuri din alea, ieșeam, hai, seara asta ieșim la fotbal, seara asta facem tare. Nu mai am astfel de grup. Cosmin Teodor. Da, după familie, cred că, să spunem, oamenii cu care ne înconjurăm ajung în cele din urmă să ne definească, mai mult sau mai puțin, și ajung să ne formeze. De aceea este extraordinar de important felul în care îi alegem sau felul în care ne aleg ei pe noi. Câteodată se întâmplă invers, poate fi tu ales. Prieteni sunt puțini. Asta este un lucru cert. Odată ce încep să-i cerni serios, prietenii sunt puțini, dar sunt o constantă în viața ta personală. Și am observat lucrul acesta. Cu oamenii care, într-adevăr, mă înțeleg și sunt prieteni, ei nu așteaptă de la mine o relație constantă de o... să vorbim în fiecare seară, să ieșim cât mai des, să tragă cât mai mult de timpul meu, ci de oricând ne întâlnim, indiferent la ce intervale de timp, avem exact aceeași relație de prietenie, este exact aceeași atmosferă, lucrurile se păstrează intact între noi, pentru că există acea legătură de prietenie. Cel puțin eu așa văd prietenia. Prin urmare, cred că asta aș îndemna pe toată lumea să caute, să găsească oameni cu care să stabilească aceste relații, oameni care să-i formeze și care să îi influențeze într-un sens pozitiv și din punct de vedere al gândirii și din punct de vedere al stilului de viață și să se ferească de anturajele care ar putea să le dea o inerție negativă și care să îi pună pe drumuri mai puțin plăcute în final. Aș dori să încep cu definiția prieteniei pe care un prieten mi-a spus-o după lungi cugetări. A spus că prietenii sunt aceia care se uită unul asupra celuilalt și își doresc fiecare să ajungă unul la înălțimea celuilalt. Și mă gândesc că aceștia sunt prieteni foarte buni, care te ajută în formarea ta. Nu trebuie să-i vedem ca și formatori, ci și ca buni sfătuitori, ca și sprijin pentru tot ceea ce facem. Cum a spus și Cosmin, nu trebuie să ne întâlnim de fiecare dată sau în fiecare zi, în fiecare seară. Pur și simplu sunt prieteni, iar relația de prietenie rămâne între noi. În poporul român circulă o zicală. Spunem cu cine stai ca să știu cine ești, sau mai este alta, cine se aseamănă se adună. De aceea eu cred că grupul de prieteni ne definește și noi ne înconjurăm cu oamenii cu care avem aceleași valori, cu care împărtășim aceleași cunoștințe.
De obicei ne împrietenim cu colegii de la facultate, cu colegii de muncă, cu cei cu care profesăm într-un anumit domeniu și, repet, grupul de prieteni ne definește. Și vorbind acum strict de grupul meu de prieteni, vorbind astăzi cu voi, mi-am dat seama că de fapt mă înconjor doar de familiști, că majoritatea prietenilor mei sunt căsătoriți, au și copii. Și aceasta îmi pune tot un semn de întrebare. Înseamnă că eu sunt pare la fel, familist, tind să-mi caut o familie, nu știu, încă mă gândesc, încă... Abia am descoperit și eu acest lucru. Deci... Ce spuneți de prietenii falși? Pentru că, de ce spun asta? În mediul online circulă foarte multe poze amuzante, cum că prietenii sunt șerpi. Și ascultându-vă pe voi, mi-ați dat doar prietenii sunt cei mai buni, cei mai pozitive. Exact. Ideea este că dacă un prieten ne dezamăgește la un anumit moment din viață, cum putem să trecem noi peste acest moment? Cum ne dăm seama dacă e o persoană care merită să trecem peste, dacă nu? Cristi... Din experiența ta. Nu, din experiența mea, Cristi, nu cred că sunt prieteni falși, adică nu înțeleg termenul de prieteni falși. Da, înțeleg că la un moment dat un prieten s-ar putea să nu ne ajute sau să ne dezamăgească, dar cred că ar trebui să căutăm puțin cauzele care au dus la această motivație de a nu ne ajuta, de a nu fi un sprijin pentru noi. Iar dacă cauzele sunt... de lăsarea și indiferența față de noi, înseamnă că, da, nu ne este prieten. Dar nu cred că e corect termenul de prieten fals. Prieten fals, nu știu cât ar defini un prieten. Și probabil n-a fost prieten vreodată. Exact. O cunoștință falsă. Sau așa. Probabil așa este definit termenul, ca în primul rând, inițial prieten, ulterior s-a dovedit a fi fals. Cred că trebuie să fim treji tot timpul și să privim lucrurile în profunzime. Este un lucru extraordinar de important pe care era uluit să-l menționez și chiar voiam să-l menționez, faptul că nu mai privim lucrurile în profunzimea lor și tratăm lucrurile superficial. În momentul în care tratăm o persoană în mod superficial, atunci el va deveni un prieten care se va dovedi a fi fals. E foarte simplu, pentru că de multe ori suntem puși în situația alegerii unor lucruri. De regulă, prietenii nu ne înșeală, să spunem așa, nu ne fac lucruri, nu ne dezamăgesc, decât atunci când aleg altceva în locul nostru. Se pun, uite, vreau să plec cu el, nu știu, undeva, săptămâna viitoare. Îi se prezintă o altă ofertă ca să-și petreacă timpul. El va alege. Pentru că dacă nu există o relație corectă, solidă între prieteni, atunci superficialitatea erodează relația și se va dovedi a fi o relație de prietenie falsă. Și am înțeles ce a vrut să spună Cosmin și mi-a plăcut foarte mult, că trebuie să mergem și la cauze, să vedem care este cauza pentru care s-a întâmplat lucrul acesta și să nu ne renunțăm foarte ușor la oameni. Pentru că ne vom întâlni și noi, dacă îi judecăm, o să vedeți că ne vom întâlni noi cu situații în viață în care dezamăgim și noi oamenii dragi și ajungem și noi să alegem altceva în locul lor. Și atunci trebuie să vedem, să facem cernerea de care spunea Oana, dar în același timp nici să renunțăm foarte ușor la oameni, de la prima cădere, să spunem, la prima dezamăgire și să ne preface că nu i-am cunoscut niciodată. Prieteni falși. Tu ai prieteni foarte, 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 foarte buni. Am tot felul de prieteni, dar prietenii foarte, 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 foarte buni. Aceștia au fost cernuți nu numai de timp, ci și de ceea ce am făcut împreună, de ceea ce am discutat împreună. Și prietenii aceștia care, de fapt, nu sunt prieteni, cei falși, aceștia nu stau mult în viața noastră, așa că nu ne afectează foarte tare. Chiar atunci când stau mult în viața noastră, încercând probabil să profite de noi, la un moment dat tot se va observa că ceva nu este în regulă
sau poate chiar un prieten bun ne va spune că nu este în regulă ceva. Prieteni falși, eu cred că totuși există. Sunt persoane care care se dau pe lângă noi, se vor să fie prieteni, dar au totuși un scop. Și după ce îndeplinesc acel scop, după ce capătă acel lucru de care sunt interesați să-l privească de pe urma noastră, nu știu, poate un ajutor la un examen sau un cuvânt bun pus în altă parte, din partea noastră, nu știu, scopuri sunt. Cred că relațiile după aceea se calmează, rămân la nivelul de cunoscuți și nu sunt prieteni într-adevăr. Dar ca să devin doar cunoscuți. Să zicem o concluzie destul de pozitivă, depinde foarte mult de noi ceea ce facem. Adică nu putem să lansăm vina pe oameni că ai fost fals cu mine, că ai făcut aia și aia. Da, dragilor, a fost faină discuția. Emisiunea noastră a cam luat sfârșit. Ne bucurăm foarte mult că ne-am întâlnit, că tinerii de acasă au făcut cunoștință și cu alți tineri din echipa acestui proiect. Dragi tineri, dragi telespectatori, până data viitoare, vă invităm să ne urmăriți pe paginile noastre de Facebook și YouTube Tineri Către Tineri.